mă uit în sub. Ce părere aveți despre deschiderea acestui târg? Noi am venit tocmai din Iași la târgul ăsta, deci foarte bine venit și pentru Botoșani și pentru cei din zonă. Și cred că oamenii ar trebui să afle cum e să cumperi și produse altfel decât cele din magazine și altfel decât cele din, de serie. Cu ce vă prezentați? Noi am venit cu figurine din Ipsos, pe care copiii le pot picta. Am venit și cu unele pictate, dar și cu figurine pe care copiii pot să vină chiar la târg să le picteze, să le ia acasă, să le pună în brad. Sau să le dea cadou. Dumneavoastră faceți figurinele? Da, eu le torn acasă în matrițe, le modelez, să zicem așa, le pun ață ca să poată fi agățată sau magnet, așa, și apoi le pictez de obicei. Dar pentru că în Iași de obicei facem ateliere cu copii, m-am gândit să vin cu ideea asta și în Botoșani, așa că am adus și nepictate, să fie pictate aici, pe loc. De unde ți-a plăcut acest târg? De la organizator și de la oamenii din Botoșani cu care am păstrat legătura, pentru că eu sunt plecată din Botoșani. Și de deci, ce v-ați să ajungeți aici? Mi-am dorit sincer să văd ce se întâmplă în Botoșani, ce se mai întâmplă de când am plecat eu, pentru că n-am mai văzut până acum, când eram eu mai tânără, nici atât nu erau. Și pentru că vreau să, nu știu, să ne facem cunoscuți și noi în Iași și la rândul meu să duc în Iași vestea printre artizani că există târgul și în Botoșani. Meseria ta de bază care? Meseria mea de bază e profesor de engleză. Da. Și fac și asta, dar fac și cu copiii mai mici, fac și atelier, le combin. Cât durează să faceți figurine? Durează, să zicem, 10 minute munca propriu-zisă la ea, mai durează o zi sau două uscarea și apoi din nou între câteva minute și o oră, două, depinde de mărime de complexitate, vopsitul ei. Cum vin de la Iași un atelier de asta de copii? Adică să vin repede la pictura asta? Da, noi facem atelierele prin principal pe engleză și la fiecare atelier facem altceva. Facem și pictură pe Ipsos, asta a prins foarte bine pentru că ei sunt încântați să facă ceva cu mâna lor și alte lucruri manuale, cum sunt cele pe care le găsim la târg, adică păpuși din hârtie, păpuși din pănuș și ce ați mai văzut pe aici, pe toate le facem la ateliere. De unde ați venit cu ideea să faceți un târg de pictură? Eu am doi copii acasă și lucrând cu ei și văzând că nu sunt alternative pentru ei, adică în afară de locurile de joacă unde să stea să se joace și atât, așa, m-am gândit să fac și pentru alții. Și a prins. Vânzările de obiecte, nu mă bazez pe asta, dar atelierele merg bine, avem clienți fideli, sperăm să găsim și în Botoșani, pentru că în vacanță venim de multe ori în Botoșani, așa că o să meargă și mai bine. Ce figurine atrag mai mult copiii? Culmea, cele mai complexe, deși aparent cele mai simple sunt mai ușor de făcut, cele mai complexe, de genul trenulețe, Moș Crăciun cu multe detalii, atrag mai mult, poate și pentru că necesită mai multe culori. Pentru că am lucrat în învățământ, pentru că am doi copii, cred că reușesc să mă înțeleg cu ei și ei cu mine. Am primit o bulină azi. Da, mulțumesc și eu. Am uitat să întreb cum vă cheamă. Nu-i nimic, mai facem o dată. Ai întrebat cum vă cheamă? Acum. Înregistrează-ți ca să ai... Da? Eu sunt Oana Jalbă.